Descoperire șocantă într-un post comunal de poliție din Bistrița Năsăud. Șeful poliției locale a fost găsit împușcat în piept. Nimeni nu știe însă de ce a recurs la acest gest. Șeful de post din comuna Petru Rareș nu a mai ieșit de ieri din propriul birou. Colegii polițiști l-au căutat pentru a vedea dacă este bine, însă acolo l-au găsit zăcând fără suflare. Se pare că Ioan Tomoiagă s-a împușcat în piept cu arma din dotare din motive știute doar de el. Șeful secției numărul 5 Poliție Rurală Petru Rareș a fost găsit de către un coleg în birou prezentând leziuni provocate prin împușcare la nivelul pieptului. A fost anunțată ambulanța, personalul medical constatând decesul. Zona a fost în scurt timp împânzită de criminaliști, care efectuează acum cercetări pentru a afla ce s-a întâmplat cu exactitate. Șeful de post a fost văzut ultima dată în această dimineață la ora 6 de către un localnic. Acesta spune că l-a auzit certându-se cu cineva la telefon și apoi l-a văzut intrând în punctul de lucru. Dimineața era aici, l-ați văzut? Da. Discutați cu cineva, că probabil nu chiar știu. În telefon, dar nu pot comunica, că nu știu cine. Subcomisarul de poliție Ioan Tomoiagă era căsătorit și avea doi copii.